Fraților, bine v-am găsit la un nou episod din acest joculeț care data trecută v-a plăcut foarte mult, acesta cu dezasamblări, și astăzi am rămas să dezasamblăm o bicicletă, nu? Și o să mai continuăm. Haideți să vedem din ce este făcută această bicicletă și nu uitați să apăsați butonul de like să văd din ce sunteți făcuți. Adică dacă sunteți bulangii sau fani adevărați. Dacă ai dezasambla o bicicletă, cu ce începe? Cu șaua. Ia, asta cum e aici aprinsă? M-am pișat pe el, the sound. A, uite aici un șurubel. Teng tu, mătii. Tu. Stai așa, să o dezmembrăm cum trebuie. Gata. Asta este tot. Și am rezolvat-o. Acum, bă, vă puteți merge pe ea. Adică, ce pot să vă zic eu. Îi dăm și șurubelul ăsta jos de aici, așa. Dar de ce nu merge? O gotela. Păi scoate-l afară. De ce să nu meargă? Nu știu, asta este o enigmă pentru mine. Începem și de aici, frumos, așa. Ia, scot eu ăsta de aici. Otele. O, coarnele. Aoleu, ce m-am bășit. T-ați auzit? Flășc. Lasă-l aici. Nu, no, că vreau să-i scot coarnele. Băi, ești prost. Ia, scot eu ăsta de la frâne. Nu merge frâna. Asta o dăm jos. Asta o dau și pe asta jos. Tie tata. Rupe-o! Nu vrea să le rupă, mă rog. Nu ne afectează aceste aspecte. Ia scoate o pedală, de exemplu. Dar de ce nu merge? Măi, chestiile astea sunt făcute intenționat să mă enerveze. Stați puțin, că asta are altceva aici. Deci ăsta nu merge să-l dau jos, pentru că nici ăsta, nici ăsta. Ok. Dacă tu nu mergi... Dacă nici tu nu ieși... A, tu ieși. Tu ieși? Ieși. O luăm... Logic, nu? Ce mai avem pe aici? Ce nu mai iese de aici? Hai că scot eu ăsta. Trebuie să o dezmembrăm, două dracu, că nu rămâne așa. Apoi scos spițele. Nu pot. Trebuie acum să o dau și pe ăsta jos. E tot o... Așa. Spatele pedalei mare ceva. De-aia nu mergea, mă. Să mai faceți voi prost pe mine. Tu nu-s prost. Dar mă tem cumva. De mine, de tine, de noi, pentru că tu ești sub pedala mea. Op, bicicleta. Op, op, trotineta. Dă-o jos și pe asta, dă-o... Îngăți-mă-și. Te dau jos. Au, mi-a căzut lanțul. A, nu vrei. Ok. Înseamnă că ăsta trebuie să aibă un șurub ascuns pe aici. Pentru că și asta, teoretic, trebuie să iasă. Are... Aha. A, gata. L-am prins pe făptaș. Dracu, mă, nici eu nu știu. Băi, mi-a ușor să strigi, mă. Pe cuvânt. Scoate țava asta. Cei care aveți dezmembrări de mașini, de ceva, call me baby, că fac treabă bună, uitați-vă și voi. Nici nu durează mult, imediat. Taca, paca, le-am și scos. Lanțul. Lanțul. Asta e aia. Nu, vreau să scot asta. De la Macara sau de la ce-o fi asta. Nu știu, nu mi-am bicicletă de peste 3 ani. Deși îmi doresc să-mi cumpăr una, să mai fac și așa sport. Că vine primăvară, e mișto să te plimbi. Doar că nu te ia lumea la huidu, că ești ciudat. Că te plimbi cu bicicletă, dar eu nu-s ciudat. Da, parcă tot mai comodă mie mașina. Că mi-am pus acum un subwoofer în ea. Știți cum se aude? Hai de mine. Nici nu știi ce e acolo. Stai, băi. Știulete. Nicu Arugleblă. Ia uite. Uite ăla. Asta e de la frâne. Dar asta e bicicleta aia scumpă, că eu mereu am vrut bicicletă cu frână de asta, dar nu mi-au luat taimii.
A sărit roata. Mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta. Ia uitați cum stă ea pe o roată. Asta merge, opa, ia stați că aici avem iarăși un șurub care este năstrușnic. Tocum așa și aici. Căpreoaro, hai. Tu în mod normal trebuie să ieși. Că n-ai încotro. Și tu la fel acum. Ok. Dacă cablul ăsta am boală pe el. Vreau să-l dau jos. Se poate? Și ăsta acționează la frânele bicicletei. Și dacă bicicleta nu are frână, înseamnă că nu are nici cabluri. E logic, nu? Dă-l și pe ăsta jos. A căzut cablu! Dar nu înțeleg în ce se mai ține cablul ăsta. Ah, aici. Mă, tot se mai ține în ceva. Poți să-i scot ăsta. A scos tot. Ce că ar mai avea 28 de piese, să credeți voi. Eu dau jos doar ce mi s-a propus. Ia, suspensia asta se dă jos. Trebuie să se dea și asta. Păi nu. Ar avea încotro. Ia dă-te mângă. Aha. Ia uite ce am găsit aici. Îmi place mult să scot șurubul ăștia. Ia de-i cu ăsta afară. Otăla. Deci dacă mai stă un cablu aici, eu nu dau seama pe ce se țin cablul ăștia. Deci de-aia nu puteam eu să te scot. Mizerio, că ești o mizerie. Fraților, le-am sau nu le-am? Știu că l-am terminat nici pe asta. Au. Bă. Aici se vede tot. Da. Otăla. Ieșim, asta am dezmembrat, mie nu mă interesează. Un scaun. De ce nu? E tata multe șuruburi. Scaun de asta am avut și eu. Bine, tot am avut un scaun de asta odată și odată. Ăla din material care când trăgeai o bășină rămânea 3 zile acolo. Pai de mine. Dar îmi plăcea că avea că mirosul lui. Am avut și un scaun ca lumea. Mama săraca s-a cărat cu ea, cu el, că de la piață să mi-l aducă. Ce ai, bă, te joci. Eu am fost copil răsfățat, nu ca alții. Am râs săracii de ei. Eu n-am avut. Eu am avut tot ce am vrut. Ce dracu. Păi când s-a apărut iPhone 4, cine avea iPhone 4? Ăia cu bancă, n-aveam. Înțelegeți? iPhone 4 am avut și eu, că după ce a apărut 5-ul. Și iPhone 4 a stat, că a fost și 4S-ul. Deci 2-3 ani a stat, sigur. 2 ani cel puțin i-a stat iPhone 4. Până să apară 5-ul. Ba nu, că a apărut și 5-ul, mă. Nu știu, eu nu pot spune că am fost... Mi-a plăcut mult telefonul ăla, dar... Na. După ce mi-am luat S6-le, pot spune că am fost foarte... mulțumit de șasele ăla care l-am avut. Deci foarte mulțumit. Un telefon. Bine că m-a ținut teoretic un an și un pic. Dar s-a tras mult pe el. Deci pe telefonul ăla, fraților, s-a tras greu. Cât greu a dus telefonul al meu. Ce aveți voi? Nu știți voi de astea. Dă-mă ăsta încoa. Otăla. Hai, dă-l. Nu vrei tu să ieși? Apetică, dar cum n-ai bii te scot de aici? N-ai bii lui. Cum zic fetele, cum n-ai bii lui? E tot o... Băi, căzură roțile. Aaaa...
Tu te ascundeai? Otala. Acum pot să iau asta să-l arunc separat. Ia să vedem cu ce se prezintă aceste roți. Deci dacă aș fi o mică roată, aș ieși de bunăvoie. Păi nu. Da, bravo. Bă, nu are niciun secret. Pot spune că l-am făcut și pe ăsta. Praf. Nu îmi place să termin ăștia în fiecare detaliu. Că... Wow! Fraților, dați like-uri că urmează o casă. Merge apa! Haia! Ho! Aaaa, ce bandit! Opa! Scoate-mă butonul! Ia să ce până aici, dacă aș fi un duș. Un duș, puțin cu duș. Așa. Ăsta se prinde în perete simplu, ca bună ziua. Deci nu seama cine ar fi făcut acest joc, adică... De ce-i face un asemenea joc? Tu te prinzi aici, tu aici. Sigur ne ascundem după... Aha. Ok. Ok. E tata. Face treaba. Dar nu înțeleg cum aș putea să scot. Aha. Ieși afară. Banditan! Iaha! Ce-mi place să dezmembrez lucruri. Deci mi se pare prea șmecher jocul ăsta când te lasă să faci ce nu o să faci în viața ta reală, pentru că ori ți-e prea lene, pentru că trebuie să repari înapoi după. Nu? Așa e normal. Ia te încoa. Te dă și pe asta încoa. Bravo. Vino și tu. Tu ești afară pe așa. Ești tu. Ia stat așa, că trebuie să analizăm bine situația aici. Nu lăsați treaba neterminată. Dacă vine altul și o termină. Dă-și cu șurubul ăsta, dă-și cu ăsta. Dă-și cu ăsta, dă-i. Arde-o! Arde-o! A, dar am pus de ăsta. Deci ăsta nu iese pentru că... Ah, aha. M-am pișat pe el de sound. De ce nu ieși? Zi-mi tu mie în viața asta cu ce ți-am găsit eu ție. Vedem noi după aceea cât ești tu. Opa. O, tăla. Te jos. Dă-te și tu de aici. Ieși. De ce asta mă enervează? De ce nu iese el? Opa. Acum ar trebui să iasă. Așa. Așa. Opa. Dar stai că aici este o treabă mai puțin complicată. Ieși și tu. Ia tu aici acum te putem ajuta. Ia cade și firul ăla. Cade. Cade! Ia stai să o luăm noi de sus. Este cel mai bine. Aici avem asta plus minus. Căcaturi. Dă-l jos. Jos. Rupete, rupe, rupe, rupete, rupe, rupete. Ah, ah. Baterii! No, nu fi bulan, giu.
Bulangiu. Băi, vă dați seama câtă muncă au depus oamenii ăștia să construiască un asemenea lucru care tu să-l dezmembrezi? Bine că durează ceva. Nu mă plâng de timp. Pe tine te dau jos de aici. Sau nu? Miau. Hai. Deci nu suport când face treaba asta. Deci nu suport. Așa. Tu pe ce m-ai prins aici, băiatul meu? Ah, o conduct. Simplu. Dă-i afară. Ieși! Ah. Șuruburi care nu le-am scos. Șuruburițe. Vreau să dezmembrăm casa aia cât mai repede. Dar nu până nu termin și lucrarea asta. Ce meșter sunt eu dacă nu termin lucrările? Unul foarte bun. Te dracu. Așa. E că te scos aici pe tine. Putu gua mătii. Ah. Tu nu vrei că mai aici am un șurub și mie nu spui, a? Ia te jos, mă. Ia te mă, știu, jos de aici. Deja mă enervează. Mă enervează la culme. Tare complicat a fost. Wow. În 6 minute, fraților, am ochii albi în cap. Haideți cu casa. Ce-mi place. Intră frumos pe poartă, țaca-paca. Aici avem o casă, frumos. Vilvingu, Vilving. Sus, ia stai așa să o studiem. Cameră, cameră. Omul probabil vrea să-și construiască altceva. Ce dracu? Ia asta așa că dau porta peste cap. Tie toto. Dunși cu ăștia. Gardoviu. A fost. Băi, ești nebun, s-a spart. Deci ar fi mișto să mai existe o parte a jocului să te pună să le pui înapoi. Nu, nu, nu. Ia că vreau să dobor ăsta jos. Teoretic ar trebui să cad acum. Oale. Ieși! Wow, opa, pardon. N-am văzut aia. Bă, de ce nu ești geamurile? Ah. A, tu ar trebui să mă aștepți. Asta e o iau frumos de la acoperiș. Nu! Stai că nu vreau să fac așa. Voi vă dați seama cum se denumește. Bă, 230 de piese, ești nebun. Stați, măi! Că mai e. Și uneori nu înțeleg de ce mă complic atât. Adică pare mult mai palpitant așa. 90 de piese.
Le face fratele tău acum. Ia uite-le cum se împuținează. Vino mă, acoperiș încoa, măi. Perfect. Save mucho. Pot spune că n-a fost lucru mai ușor pe lumea asta. Ce-am ratat? Stai așa, că am ratat ceva. Dacă aș putea să-mi dau seama ce am ratat, cred că n-ar fi stres. Geamurile, cred că. Încă unul. Zero. Gata. A fost ceva de muncă la casa aia, da. Bă, frate, eu am obosit să tot dezmembrez. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și un singur de vedem data viitoare. Of. Dați like-uri pentru că mai urmează multe chestii mișto. O rachetă! Dă timpul. Titanicul, dați like-uri pentru că vreau să dezmembrez Titanicul, fraților. Și am mai dat. Pa, pa.